Bine v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena, o ediție specială, pentru că lângă mine este un om special, alături de mine, de data aceasta dintr-o altă postură, de invitat, e ceva impropriu. Îmi spunea la începutul intrării în emisie că nu îi place foarte mult poziția asta, Cereasela Miu. Este jurnalist, colega noastră și realizatoarea emisiunii Rețeta Compensată, despre care o să și vorbim în seara aceasta, dar îți mulțumesc prima dată. Eu îți mulțumesc, Corina, pentru invitație și pentru că mi-ai acordat această șansă de a continua această emisiune. Eu care... cred că drogul meu. Noi ne-am întâlnit pur și simplu nicio șansă. Vorba, întâlnirea, uite că s-a dovedit a ieșit ceva constructiv din această întâlnire. E adevărat, nu-mi place aceasta de asta în scaun pe post de invitat, dar cu mare drag, normal. Hai să vorbim așa. Acum nici măcar este o ediție la care îi invităm pe oameni să se uite la o șuietă și în care o să vorbim așa despre 20 de ani de emisiune, pentru sunt puțini jurnaliști în țară, mai ales în Timișoara, care se pot lăuda cu așa un palmares de 20 de ani să realizezi aceeași emisiune. Acum, aș vrea să o luăm așa, de la începutul. Deci tu ești un jurnalist care a intrat în presă când presa se făcea, sau în perioada, cum zici, romantică. În 95, mai da. Precis. În 95. Când făceam presă neavând de unde să învățăm atât de mult, dar se făcea o presă frumoasă, eram atât de entuziaști. Era nebunie, într-adevăr. Deci presa ca acea din acele vremuri nu cred că mai întâlnesc și nu-mi pare rău deloc că am trăit-o, că nu aveai efectiv niciun mijloc de informare decât un radio pe care puteai să asculți România Actualități. De sau acolo. Un televizor la care te uitai. Da, vremuri frumoase. Și ne uitam la BBC sau pentru că aveam și acces la o colaborare cu ei, cu cei de la BBC Londra, și mi-aduc aminte că pur și simplu făceam un concurs de idei, care e mai creativ, cine realizează primul, aveam nevoie, simțeam nevoia aia să ajungem la subiecte, să scoatem totul, să aducem invitații. Era altceva, și apropo de șuietă, că spuneai ceva mai devreme, de fiecare dată când am invitații în platou care au emoții, cum am și eu acum, de altfel, nu știu de ce, dar le am, le spuneam, domnule, suntem la o cafea. Noi discutăm la o cafea, nu avem treabă cu camere, nu avem treabă, noi suntem acum la o cafea. Încerc și eu acum să intru în pielea acelui personaj, să stau la o cafea. Dar știi cât de mult gândim la fel? Adică asta înseamnă să fi crescut undeva și să fi făcut școala aceea de dezvoltare firească, naturală, ne gândindu-ne nicio clipă că televiziunea sau radioul era un mirajul ăla numai al expunerii. Doream să dăm ceva. Nu știu, dar cred că acum dacă ar fi să pe vremea mea, cum se zice, pe vremea mea, că de multe ori când mai fac o paranteză la asta, lucream la un moment dat într-o clinică și îmi spune o colegă doctoriță, de altfel specialistă, zice, vai, Cereasela, zice, eu să știi că te urmăresc pe tine de când eram eu mică. Și am zis, ok, bun, de când erai tu mică, acum ești medic, apropo de acești 20 de ani de emisiuni medicale. Erau vremuri frumoase și atunci sunt vremuri frumoase și acum. Tu ai început la radio? Eu am început în 95 la Radio Timișoara. La Radio Timișoara. Da, în 95 la Radio Timișoara. Ce te-a mânat în luptă spre presă? Mie mi-a plăcut, Corina, nu doar asta, mi-a plăcut, ai să râs, mi-a plăcut teatru în primul rând. N-am mai avut posibilitatea la un moment dat să dau la, iată ce, după câteva ore de, mă rog, câte ori fi fost ele de teatru, m-am îndreptat spre medicină, spre asistentă medicală mai degrabă, am dat și acolo un examen pe care nu credeam că am să-l cad, dar uite așa a vrut soarta, ca mai apoi să ajung să lucrez tot într-un spital, urmând să îmbrățișez meseria de crainic, ca asta a fost în 95, și de acolo a urmat toate așa. Visul meu a fost, într-adevăr, să am propria emisiune. E, uite că s-a întâmplat. Și ai fost la radio, după care ai trecut în zona de televiziune, când știi de ce? Cred că de foarte puține ori
ție ți s-a făcut un portret la modul... Nu cred că ai fost în postura. Eu fac parte din lumea jurnalistică. Am și mărturisesc că mi-e drag de colegii pe care eu i-am avut și am în continuare. Nu am fost atât de implicată decât la început pe teren, vorbesc foarte mult, că atunci într-adevăr a fost, era telefonul la cap, suna, nu conta la ce oră din zi, din noapte și pleca. Cum ziceam noi atunci? Da. Noi știm când plecăm, nu știm când venim. Așa este. După aceea, meseria de prezentator, de crainică, vocea celor de la radio, comisiei de atunci cum era, era o întreagă comisie care selecta vocile, cred că le-a plăcut și am rămas mult timp crainică. Apoi, iarăși cu TV-ul a fost așa o conjunctură. Eram crainic de știri tot la un radio. A venit director la un moment dat și a zis, de seară vei intra în jurnal, la Observator. A zis, poftim? Da, da, zice, repede la jurnal, nu văzusem sticlă în viața mea. Eu, dacă stau bine să mă gândesc, pasiunea mea a fost radio dintotdeauna. Și am zis, cum să intru, că n-am făcut-o? Nu, de seară te lași la Observator. Și așa au început toate, așa s-au legat. S-au... Emisiunea aceasta medicală, deși mi-am dorit-o, lucrând într-o echipă foarte, foarte mișto la Analog TV pe vremuri, nu pot să zic că am fost foarte entuziasmată când mi s-a propus să o realizez, pentru că echipa de știri în care eram era ceea ce îmi plăcea și ceea ce căutam. Și exact adrenalina și... respectivă. Și când mi-a zis, nu, că știi că uite, emisiunea medicală, am stat, am cântărit-o, m-am zis, parcă nu, dar parcă, da, zic, hai să încerc, totuși. Și uite că-s 20 de ani, dar într-adevăr. Ce bine a prins zona aceea, perioada aceea în care tu ai făcut ucenicie, ai dezvoltat ce înseamnă dicție, voce, mod de a gândi, ce a însemnat construcție de știre, ce a însemnat să înveți să fii un comunicator, pentru că să faci știri sau reportaje nu era... Așa și după aceea... Poți să le faci bine. Și în zi de azi, dar să le faci bine. Și da. După aceea să dobândești abilitățile de a face interviuri. Pentru că acelea sunt baza unui jurnalist care face interviuri mai târziu. Cred că interviurile nu sunt chiar la orice vârstă a unui jurnalist, nu sunt pentru orice vârstă. Nu vorbim de declarații, nu vorbim de conferințe, nu vorbim de întrebări, ci interviul ca structură. Da, au fost multe situațiile în care am realizat astfel de interviuri și a fost altceva față de o știre, cum zici, sau față de un reportaj, sau față de un vox pe stradă. Era cu totul altceva. Și acum este. Dar vezi că acum, dacă pot să zic că și emisiunea aceasta e tot un interviu. Deci păi emisiunea asta un interviu mai lung. Da. Are structură. Dacă toată lumea se așteaptă ca un interviu să, eu știu, să țină vreo 50 minute, ăsta e un interviu de aproape o oră. Mi-a plăcut și îmi place, dar ce am dobândit de-a lungul anilor și această experiență și cu ce am rămas, și sper să o pot face și în continuare, cu darul de a transmite celor din fața micilor ecrane, ceea ce poate că ei nu au cum să audă într-un cabinet medical, pentru că atunci când te duci la un consult, la un medic, nu cred că are atâta timp. Poate că mulți și-ar dori, dar nu-l au. Să stea de vorbă cu tine. Plus că intervine, și mă iers că te întrerup, intervine și fenomenul emoției tracului pacientului. Afectat fiind de situația și postura în care este, el pierde din vedere. Și mai este un aspect, când te duci acolo, te duci când ai o problemă. Așa. Te duci să o rezolvi. Asculți punctual soluțiile, pentru că te duci ca... O să vorbim un pic despre mentalitatea românului și cum abordează medicina și informarea și în detrimentul fiecăruia dintre noi, de fapt. La medic, de regulă, te duci când te doare. Și atunci, el nu mai este atent la toate detaliile, iar medicul este clar că nu poate să țină curs ca pentru studenți sau pentru medicii rezidenți pacienților, fiecărui pacient. Și e normal că există o nevoie de a orienta. Aici vreau să vorbim. Tu ai început să faci această emisiune ca o provocare și după aceea, scopul, cum l-ai văzut? L-am văzut apoi ca pe o binecuvântare, sincer, spun. Deci, și
întotdeauna și cred asta și voi crede mereu că nimic pe lumea aceasta nu este întâmplător. Și dacă mie mi s-a oferit această șansă, a fost că eu trebuie să transmit ceva, că trebuie să fac ceva. Probabil că o fi rolul ăsta al meu, da, transmite oamenilor ceea ce ei nu pot primi atât de facil din alte părți. Și crede-mă că am avut semnale că am reușit lucrul ăsta și asta mă bucură. Întotdeauna spun, dacă o persoană, un singur om, a învățat ceva din tot ce, eu știu, am expus eu împreună cu invitații mei, desigur, în acești ani, e bine. Și am un exemplu concret pe care de fiecare dată o să-l enunț și n-am să-l ocolesc, pentru că pentru mine atunci a fost așa ca un boom. Când mă întâlnisem cu o doamnă la un salon, nu o cunoșteam, evident, am mai povestit-o, cei care au mai ascultat o să mă ierte, dar merită spus. Era o doamnă la un salon de coafiră și a venit la mine și a zis, doamna Miu, zice, m-a luat în brațe și m-a pupat și a zis, zice, trebuie să vă mulțumesc, de cum a plânsul. Și am zis, dar de ce? Ce mi-ați salvat viața? Și am zis, doamnă, dar eu nu am făcut lucrul ăsta, ba da. V-am urmărit într-o seară, într-o emisiune, în care discutați cu un medic despre prevenția cancerului de sân. Că noi mai vorbeam de asta. Și din toate discuțiile și din tot ce ați vorbit, m-ați determinat ca a doua zi să mă duc să-mi fac efectiv un consult mamar. De rutină. De rutină. Ei, acel consult de rutină s-a dovedit a fi mult mai complicat. Doamna a fost depistată cu un cancer într-un stadiu nu neapărat incipient, dar a reușit, a trecut peste, i-a fost extirpat un sân, e adevărat, dar e ok. Ori îți trebuie mai mult decât atât? Nu. Nici nu-ți trebuie mai mult și în permanență îți vei găsi energia și motivația permanentă de a continua demersul tău. Acum aș vrea să vorbim așa un pic, pentru că ai început la o vârstă fragedă atunci când ai început emisiunile astea medicale. Cum le priveai atunci? Cu același scop sau ai vrut pur și simplu să faci o emisiune a ta care să aibă o nișă, care să un public... Vroiam emisiunea mea, acum nu pot să nu mărturisesc că să apar pe sticlă, să te vadă lumea, să fii un pic așa de vedetă locală, acum nu poți să nu zici că nu ți-ai fi dorit lucrul ăsta. Atunci, la vârsta aceea. Atunci, păi era mirajul televiziunii, era mirajul a tot ce se învârte pe lângă tine, uite ce avem noi aici, atunci eu nu le știam, nu erau atât de ușor să intri. Că eu mi-aduc iarăși și fac din nou o paranteză. Dar e bine, pentru că de asta vorbim. Eu am venit în Timișoara, într-adevăr, atunci, în 95, de la Sfânt Nicolae. Eu sunt deloc de la Sfânt Nicolae Mare și mă mândresc cu lucrul acesta. Și stând într-un cabinet unde lucram ca registratul medical, în fiecare dimineață ascultam Radio Timișoara. Și din casetuța, din radio ăla mic, așa era pe vremuri, auzeam vocea lui Cutare, vocea, niște voci așa, foarte somtoase, sobre, frumoase, zic. Și din cutiuța aia îi vedeam așa pe toți, zic, Doamne, zic, m-a ajutat și pe mine vreodată Dumnezeu să ajung undeva într-un mediu. Ce zici că la Radio Timișoara am ajuns? Înțelegi? De unde principiu? Atenție la ce spui și ce-ți dorești. Și la ce-ți dorești. Adevărul e că în momentul în care tu asculți o voce, tu ai o viziune asupra acelei persoane. E adevărat că în momentul celălalt în care eu m-am întâlnit cu persoanele respective, a fost și un pic, păi stai puțin, că parcă nu se potrivește. Că nu seamănă cu ce? Da, vocea cu imaginea. Cu ce mi-am imaginat. Da, dar oricum a fost și acolo un colectiv foarte frumos și mi-a plăcut. Ala a fost începutul, ala a fost, cum să zic, totdeauna așa. Totdeauna Radio Timișoara a fost, da, o școală și continuă să fie. Și nu cred că fac concurență nimănui dacă povestesc etapele pe unde am trecut. De și ce cum să? Păi da, zic că da, fost... vorbim, povestim și ți-am spus. Îmi doresc tare mult pentru că tu ești un om frumos. Tu ești un om care dă foarte mult și mi-aș dori tare mult ca oamenii, și asta răzbate din emisiunile tale și oamenii te cunosc unii dintre ei, dar cred că sunt puțini care cunosc povestea spusă chiar de tine. Asta așa, ca să nu mai fie... Nu m-am ferit niciodată și să știi că dacă stai să-mi urmărești emisiunile anterioare, de multe ori spun, na, iară dau din casă acum, na, iară spun din casă.
Că așa sunt eu, așa. Da, foarte bine. Până la urmă, oamenii care practică această meserie, jurnalismul, sunt niște oameni normali și meseria în sine este una, e adevărat, eu cred că se duce spre zona vocațională mult. Da. Și e o meserie care dacă fie îți place și te-a cucerit și rămâi cu ea toată viața, fie o faci pentru că dorești expunere, pentru că îți dorești anumite pentru o perioadă să încerci. De ce nu? Acum, vorbesc de avantajele, de exemplu, avantajele profesionale, adică jurnalist medic. Dacă, într-adevăr, eu am nevoie de un medic pentru un consult, pentru familia mea, dau un exemplu, nu mă va refuza acum, nici pe alții nu-i refuză, dar poate mă primește mai repede decât. Acum, sincer, că n-are rost să ne ascundem că asta e. E și ăsta un avantaj. Plus că este reținerea celorlalți sau modul ușor elegant, mai elegant, care te tratează mai, cu mai mult respect, cu mai multă atenție. Aici vreau să-ți spun că, pe de-o parte, regret că sunt atât de vizibilă încât multă lume mă știe, pentru că sunt persoane care ajung la mine sau îți spun Cerasela sau Doamna Miu sau cum or fi vrând ei. Să știi că uite, am fost în spitalul care s-a fost acolo și uite cum am fost tratat și că medicul așa sau asistenta sa. Și am zis, dar nu pot să cred. Păi, dar de ce nu crezi? Că asta mi s-a întâmplat. Și atunci, cumva, măi, dar de ce când eu sunt acolo nu se întâmplă? Că eu sunt convinsă, pădure fără uscături nu există. Sunt oameni normal. Buni, sunt oameni mai puțin. Cred că fiecare percepe într-un mod diferit. Avem modul de a reacționa unii cu alții diferit. Răspunsurile sunt diferite. Oamenii sunt diferiți, Corina, față de ce am întâlnit eu. Aceiași oameni pe care i-am cunoscut în urmă cu 20 de ani și care, sincer îți spun, nu mai știau cum să bată la uși, să vină la o emisiune, să se vadă, să se promoveze, să își expună și ei acolo, să își facă clientele, dacă e până într-acolo, au ajuns la un nivel atât de mare încât trebuie să-l sun de 5 ori ca să-ți răspundă. Asta este și o măsură a caracterului și acum deformează... Știi, și asta e un pic... Cum deformează, cât de mult deformează social și prin ce lentilă privești viața și cum te raportezi la tine și la ceilalți în momentul în care ai o recunoaștere, dar recunoașterea este tot a celorlalți, chiar dacă e un merit al tău. Până la urmă, nu trebuie să ne pierdem calitatea asta de oameni. Asta pe mine mă deranjează. De oameni cu bun simț și respectoși. Exact, dacă atunci ai avut ce să oferi oamenilor de atunci, acum cu atât mai mult, pentru că tu ai acumulat mai multă experiență, mai bogat ești, de ce să nu împărtășești celor care sunt în fața micului ecran? Cât de tare te-au dezamăgit oamenii de-a lungul vieții așa? Păi să știi că tare. Și segmentul ăsta, chiar segment, deși eu mi-am propus de fiecare dată, ok, asta este, eu nu pot să-i cer mult mai mult decât nu are. Dacă atâta crede, dacă atâta consideră, dar tot stau și mă frământ și întreb, da, de ce? De ce atunci eu am fost bună? Postul de televiziune la care ai venit a fost bun, că ai venit, ți-ai făcut reclamă, asta este, te-a văzut lumea, a venit la tine la cabinet 1, 2, 5, mai din vorbă în vorbă, încă 10, dar a fost bine. Și acum ce nu mai e bine? De ce nu mai vrei? De ce nu oferi, mai ales în situație și în zilele astea? Pentru că nu mai au timp? Timp poți să-ți găsești dacă vrei să faci bine, Corina. Și dacă Corina. Vrei să faci bine și într-o scară mai mare, fără a fi neapărat remunerat într-un mod sau trebuie neapărat să vii și în sprijinul celui care vrea să facă la rândul lui bine. Dar de ce întotdeauna când vrei să faci bine cauți să vezi ce ai tu de câștigat? Fă bine fără să te aștepți la ceva, să primești ceva în schimb, că acel în schimb va veni la un moment dat când poate nici nu-ți dai seama. Tot câștig este. Păi da, dar e un câștig la care nici nu trebuie să te gândești. Și mai Dumnezeu avem are nevoie. Grijă. Că o să vreau să vorbim puțin și despre ce câștigăm de fapt cu toții din genul acesta de emisiune. Câtă nevoie avem de educație medicală? Că până la urmă și medicul și noi toți avem nevoie de educație medicală, pentru că și tu ai nevoie ca medic de un pacient care are un ABC. Exact. Care să știe și să priceapă câte ceva din ce vrei tu. Iar rolul unor astfel de emisiuni, care ar fi? Acum, din păcate, și iarăși încerc să fac o paralelă cu anii trecuți, din păcate, acum pacientul merge la medic informat.
consideră el, că doar îl avem la îndemână internetul. Mergem, domnul doctor Google, da, Google e acolo și acolo, Facebook, nu mai vorbim. Exact, ne ducem cu diagnosticul, dacă nu, doar și cu tratamentul. Doar și cu second opinion. Da, și cu second opinion, numai doctor eventual să-și mai pună parafă. E, nici așa nu este ok. E, tocmai că eu mi-am dorit de atunci, sau cel puțin la câțiva ani după, că această emisiune, exact asta se fac, să transmită, să facă o educație medicală. Stăm prost la capitolul ăsta, chiar dacă apelăm la acest doctor Google. E nevoie de măcar cele mai elementare cunoștințe în acest domeniu. Suntem un... Mi-e drag poporul ăsta, dar trebuie să mai lucrăm puțin la el, de la chestiile cele mai de jos. Acum, dacă ar fi să luăm, am avut și emisiuni, câți români se spală pe dinți. Banal. Nu? Câți români se spală pe dinți? Ai fi surprinsă să vezi cât de puțin oameni fac lucrul ăsta. Și asta e o chestie care, din punctul meu de vedere, o dobândești din banii de acasă, 5-7 ani, nici atâta. Cum ai dinții și oricum... părinții care ar trebui să știe că înainte de a apărea dentiția, păi da, exact, tu trebuie să cureți sugarului. Exact, da. Și asta a fost un exemplu banal, nu e ceva, dar... Nu mai vorbim de cât știau să se spele pe mâini și cât de frecvent, acum de 2 ani. Cu pandemia și după aceea au făcut-o atât de abitir, de au ajuns pe la dermato cu diverse... Deci noi picăm în extreme, de la o extremă la cealaltă. Nu, trebuie să găsim... Deci suntem ipohondrii. Deci suntem un popor de ipohondrii, pentru că de când suntem noi copii de mici... Nu cred că există vreo familie care să nu știe să ia pentru o banală durere de cap sau ceva. Sau să n-ai pentru un guturai ceva de luat. Sau să nu știi ceva să faci. Ceva erau și leacurile Băbești cum erau. Aici ele. Aici vreau să ne întoarcem. Dar nu mai apelăm la ele. Deci în casa fiecăruia este ceva de medicație. Și prin urmare putem să ne definim ca un popor ipohondru. Atâta timp cât tu ți-ai făcut stocul de medicamente acasă, da. Deci de ceva ți-e teamă. Și ipohondria asta nu ne determină să ne și educăm în privința asta. Avem senzația că dacă știm ce trebuie să luăm sau noi ce... Nici măcar nu știm că ne automedicăm. Avem impresia falsă că dacă momentul ăla cunoaștem soluția pentru o anumită, nu știu, o anumită afecțiune sau un anumit disconfort, o durere. Păi nu vezi că în momentul ăla suntem și pregătiți. În viroze banale e antibiotic și te răspune medicul de atâtea ori, nu și nu și nu. Și ăla e doar sub prescripție medicală și doar la recomandare. Și atunci eu am zis așa, ok, picătura chinezească. Azi un pic, mâine un pic, poimne un pic, până la urmă. Plus că mai survine și experiența fiecăruia în momentul în care începe să povestească ce îi se întâmplă, adică dacă i s-a întâmplat unuia rău, sau în momentul în care aude, mai are măcar un declic, un moment în care gândește. Da, și vezi că și medici întotdeauna când vin spun, domnule, noi suntem unici, deci nu pot să fiu eu ca tine, tu ca mine, Danica, Maria, deci suntem unici în felul nostru și atunci ce mie îmi face bine, poate nu-ți face ție și invers. Medicii încearcă să spună lucrul ăsta, chiar îl fac. Dar trebuie să fie și urechi care să audă, că dacă eu am băut cafea cu vecina mea, Mari, și pe mine mă doare gâtul și pe Mari, păi da, poate mie îmi face bine un medicament, e altul. Ținând cont că s-ar putea să avem afecțiuni diferite, s-ar putea fără să discuție fim, sau aceeași sau să nu avem afecțiuni unul și celălalt. Da, aici e o întreagă poveste pe care eu cred că așa cum îți spuneam, picătura chinezească și încetul cu încet, oamenii o să înțeleagă, au înțeles-o, mulți au înțeles-o. Când a apărut Facebook-ul și s-a dezvoltat atât de mult zona asta de internet și accesul la informație necontrolată, care a fost senzația ta ca jurnalist și mai ales care avea o emisiune care dăinuia de atâta timp? Sincer, mă uitam și eu și mă uit și în continuare. Nu, mă uit, că mă uit, citesc. Nu vreau să spun că citesc, că am citit, am intrat pe forumuri doar ca să-mi fac o idee, dar tot pe teme medicale. E, acolo deja m-a depășit orice se întâmplă. Deci, acolo, cum se zice, că 7 medici, 7 diagnostice, acolo erau mii de oameni cu mii de păreri. Alege-o pe cea mai bună. Și întotdeauna spun și repet, orice obosești recomandare... Acolo, de acolo nu, ești nu, obosit. Acolo e... Și foarte derutat. E altceva. De-aia zic, orice recomandare, orice vrei să știi,
Uită-te sau fă o selecție. Nimeni nu zice să nu folosești internetul. Doamne, că l-avem la îndemână, e bun la ceva. Dar trebuie să cauți să găsești partea bună. Să fii selectiv. Caută persoane avizate, caută oameni. Acum oricine poate să scrie pe Facebook sau pe eu mai știu unde, sunt doctor cu tare. N-ai nicio garanție că el este același doctor, nu? Câte fake-uri nu sunt. Și atunci tu ce alegi de acolo? Da, dacă stăm să ne gândim că orice, oricine poate să preia identitatea... Îți iei un nume, unui nume, un numere unui am doctor sau unui specialist. Și acum îl pomenesc în emisiunea asta și regret amarnic că nu mai e printre noi și Dumnezeu să-l odihnească pe doctorul Ometa. Lui, dânsului, s-a construit un cont fals. Și împreună cu el am vorbit și l-am raportat. Deci nu era el. Și lumea știindu-l i-a mai dat tot like-uri, a acceptat și s-a folosit de numele lui și de contul lui pentru multe lucruri. Dar zic că trebuie să fim foarte atenți la ce căutăm și selectivi. E foarte greu pentru că nici în acea zonă nu avem foarte multe informații și nici nu suntem educați. Și acolo este o zonă lacunară că poate nu s-ar întâmpla dacă mecanismele noastre de comunicare și de eficientă și de informare și dorința de a ne de dezvolta în direcția asta ar fi pe calea cea bună. Dar noi nu am dobândit aceste abilități. Uite, acum oamenii vor avea ocazia să se uite pe Facebook la această emisiune. Luăm o scurtă pauză și revenim și să vorbim despre emisiunea Rețeta Compensată de la Cube TV și ce se va întâmpla acolo, cine vor fi invitații și care sunt parte din subiecte. Imediat! Celase la Miu, jurnalist, realizatorul emisiunii Rețeta Compensată, alături de mine la Cube Arena, pentru că vorbim de începerea unui sezon. Celasela este colega noastră acum. Ea este dintotdeauna colega noastră, noi ne-am mai intersectat, dar de data aceasta și la Cube este realizatorul emisiunii. Continuă Rețeta Compensată, una dintre emisiunile de care s-au bucurat generații întregi de oameni, de tineri, adulți, vârstnici și care, exact cum spuneai tu în prima parte, își propune să educe și să aducă un strop de orientare sau de echilibru în toată marea asta de nebuloase de pe rețelele de socializare sau de pe internet, în care spuneam poate oricine să vorbească cu oricine și să spună orice. Ce ciudat e când mă prezint altcineva. Te vezi, da, te vezi. Da, de regulă mă prezint eu, Cerasă la Miu. Da, ce să zic, continuă, într-adevăr continuă și să știi că le mulțumesc tuturor celor care au acceptat acest format de-a lungul anilor și cu care am făcut o echipă mult timp. Pentru fiecare am un cuvânt de mulțumire, că de la fiecare am avut... Cu bune curele au fost colegi. S-a clădit, da, o familie și o echipă care a construit și a făcut să... Au fost colegii mei, au fost prietenii mei, că noi de când ne cunoaștem, vezi cum ni s-au intersectat din nou drumurile. Emisiunea Rețeta Compensată, da, va continua și cred că, sau vreau să cred că va continua exact așa cum își dorește lumea. Și din potrivă, eu chiar nici nu mai știu la ce cameră să mă uit aici. La cea din fața ta. Da, la cea din fața. Vreau să se implice la fel de mult cum am făcut-o și până acum, dacă nu mai mult. Pentru că acum eu cred că, dată fiind și contextul actual și tot ce se întâmplă, lumea cred că ar trebui să fie mai preocupată un pic de organism, de noi, de sănătate. Și atunci m-aș bucura să interacționăm, să vorbim, să ne trimitem mesaje. Vom da la momentul respectiv toate posibilitățile cum să facă acest lucru oamenii. Să propună subiecte. Să propună, sigur că da. Să propună, pe de aceea emisiunile sunt pentru ei. Pentru ei. Și
toți cei care vor veni de acum înainte în acest platou sunt persoane pe care le-au mai văzut oamenii, sunt medici cu care noi am colaborat de-a lungul timpului. Sau sunt specialiștii care vin pe tot ceea ce înseamnă problematici noi, tehnologii noi. Sigur, deci noi asta, sau cel puțin asta îmi și doresc împreună cu invitații mei, să le oferim celor care ne privesc cele mai recente metode de diagnosticare, pentru că sunt acum, slavă Domnului, trebuie să ne bucurăm că medicina a evoluat într-atât de mult încât să nu trebuiască să mai fim nevoiți. Tot asta spun, de ce trebuie să mergem în altă țară? Adică veți aborda foarte mult nevoia de a face medicină și de a avea încredere și în medicii tăi, în, da, în spitalele tale, în sistemul nostru de care avem atât de mare nevoie. Asta, aici mai și avem care... puțin de exact lucru. Aici mai e un pic de lucru. Trebuie să avem răbdare. Nu, na, nici Dumnezeu nu a făcut lumea într-o zi, adevărat că au trecut ani de zile și nu pot să zici că s-au făcut atât de multe. Dar cu toate astea avem niște medici extraordinari. Avem medici extraordinari și acum... Dacă stau bine să mă gândesc, în 20 de ani chiar am cunoscut foarte mulți medici și e păcat să nu apelăm la ei și la cunoștințele lor. Repet, sunt oameni și oameni, dar avem medici foarte buni și am cazuri care pe undeva mă supără, pentru că sunt oameni care s-au dus peste graniță și au venit mai bolnav decât s-au dus și aici aveau mai multe șanse. Ce ne lipsește nouă foarte mult și sunt mulți pacienți care pun accent pe acest lucru este partea hotelieră, pe care mulți poate nu acceptă așa, adică cum e. Adică spitalele noastre în care s-a investit foarte puțin sau nu s-a investit deloc, s-au făcut sunt lucrurile secții, da, sunt secții așa care... secvențial și nu a fost o dezvoltare și o reînnoire. Rebranduire, rebranduire, spui, da, cum da, zici tu. Bine gândită și au fost pe secvențe, fiecare pe a făcut etape, cum a putut, s-a descurcat cum a putut, fiecare șef de secție. Da, e trist. Noi am tras semnale la un moment dat cu medici care aveau competență sau cel puțin care vocea lor putea fi auzită și la Ministerul Sănătății și în Parlament și, mă rog, la autorități în speță. Acum răspunsurile încă le așteptăm. Pentru că noi suntem o televiziune regională, să ne gândim că totuși Timișoara beneficiază de, este un centru universitar cu o facultate de medicină de tradiție care pregătește medici rezidenți, care trimite afară, din păcate, foarte mulți medici și o să vreau să vorbim despre cei care vin în emisiune și cât de important este, pentru că emisiunea cred că are și un alt rol pe lângă informare, este de a le arăta oamenilor, de a-i arăta pe cei cărora trebuie să le acorde încrederea lor, medicii. Și să știi că avem medici tineri, aia vreau să spun. Avem medici tineri care sunt foarte buni, care nu au apărut din încă diverse motive din și diverse motive. O să vorbim, eu dacă vrei le spun, da, nicio poți problemă. Să le spui fără nicio problemă, pentru este că, o televiziune în care ne facem meseria pentru până la urmă. Că pe mine mă deranjează ca un medic tânăr, un medic care dorește, un rezident, un specialist de, da, de mâine, de ce să nu pot să discut cu acea persoană când văd ce capacități are, când văd ce poate, pentru că în spatele lui stă un alt medic, da, e adevărat, un profesor care la rândul a fost și dânsul la emisiune sau dânsa, sau eu nu nominalizez, eu vorbesc la modul general acum. Pentru că este generalizat, da, situația. Deci nu am nicio... Nu că este ceva particular, nu e particular, ci este un fenomen. Dar sunt situații și, într-adevăr, cum zici, acești oameni, acestora le teamă ca nu cumva... Doamna, domnul profesor, oamenii, adică doctorii să care... Supere? Să se supere. Că vin ei că să vorbesc. Că vin cei tineri și nu îi lasă pe ei. De ce? Să nu comunice? Pentru nu că se câștigă încrederea în tot ceea ce înseamnă sistem medical. Pentru că oamenii au spre ce să privească și văd că nu este numai. Până la urmă, ar trebui să fie meritoriu că cei pe care îi pregătești de la, sunt tot da, atât exact, de bine eu pregătiți. I-am învățat, uite, eu, e meritul meu. Ar trebui să fie meu. Un titlu de glorie ăsta și de mândrie. Și nu înțeleg de ce nu este. Și
ar vrea, crede-mă că sunt foarte mulți tineri care și-ar dori să vină. Și păi poate că încercăm să lămurim lucrurile și să limpezim apele și în direcția aceasta. Ne propunem să ne facem fără meseria așa cum trebuie și nu pentru că vrem să pornim lupte. Dar Dumnezeu, pentru că ne dorim, fost niciodată de conflict și exact, nu doresc. Pentru că ne dorim acesta. ca oamenii să privească dintr-o altă perspectivă acest domeniu și problemele de sănătate să le considere unele serioase și prevenția de care vorbeai tu. Neapărat. Și știi, revin puțin. Titulaturile astea, adevărat, în spatele lor îți generează și alte responsabilități. Pe lângă a fi profesor, nu e suficient că mergi consult și operezi. Mai ai și alte multe lucruri de făcut sau când ești un șef de secție sau departament. Pe când oamenii ăștia la alții, din spate, ăștia mai tineri, ei sunt dornici de comunicare. Poți să discuți cu ei mai mult, te ascultă. E o altă metodă interes. De a te dezvolta? Și se dezvoltă. Nu, dar și vorbesc și între pacient și păi medic. Păi tocmai da. Își dezvoltă și abilitatea da, de a comunica. Și asta și pacientul cred că va fi mai mulțumit că îi se acordă mai multă atenție. Nu că nu s-ar acorda în partea cealaltă, dar poate un pic mai repede și totdeauna ce... Și o supra-solicitare o acolo. O supra-solicitare și ce am spus-o eu de fiecare dată și în emisiuni și nu neapărat că nu dau eu sfaturi, dar mi-ar plăcea ca atunci când intră un om într-un cabinet medical, acea persoană care stă în fața lui, în speță medicul, să coboare puțin, cel puțin la vocabular, pentru că omul care e în fața ta n-a făcut medicină, nu știe ce explici tu și vorbești în termen medical, că nu pricepe. Sunt de acord aici. Da, le spuneam de fiecare dată celor care veneau înainte de, vă rog frumos, băbește! Uită-te la mine, dacă eu pricep, ești Nana Gheorghe, Nana Gheorghe și Tanti Floare. Băbește, să înțeleg că lumea medicală, tagma din care tu faci parte, știe că tu știi să vorbești medical, elevat, că și mie mi s-a reproșat la un moment dat. Băi, dar nu vorbești suficient de elevat. Nici nu-mi doresc. Am vocabularul dezvoltat. Dacă vreți, pot să-l pun la bătaie. Dar vreau să mă înțeleagă omul ăla, că eu lui mă adresez. Asta este scopul. Până la urmă este scopul pentru care faci ca jurnalist da, eu, un astfel de demers. Lui, omului din fața micului ecran mă... Și termenii medicali nu sunt deloc de neglijat. Sunt destul de complicat și atunci încearcă. Bine, folosiți într-o măsură ponderată, pentru că omul trebuie la un moment dat să aibă niște ancore, să înțeleagă sigur. În context. Dar ei trebuie decriptați un pic, traduși. Exact, aia zic, domnule, chineză pentru mine, zic eu, nu prea cunosc, nu, adică nu înțeleg. Și plus că, cred că dacă totul s-a transformat și ar lua o notă de pragmatism, consecință, acțiune, consecință, metodă de, atunci cred că și omului ar fi mult mai clar. Pe lângă o filozofie, dacă filozofia ar trebui să existe, numai în fața de incipient sau de prevenție. Da. Și repet, prevenție. Degeaba se spune că e mai ușor să previi decât să tratezi. Și fără teama de a merge la medic. Sunt multe persoane care zic, eu nu mă duc la medic, că cine știe ce îmi găsește? Mai bine să nu știu. Uite, tu de 20 de ani faci emisiune cu subiecte pe tema asta. Sunt tânără, nu? Toată lumea. Da, ești foarte tânără. 20 de ani numai emisiunea. Încă mulți alți 20 de ani de acum încolo. Toată lumea vorbește de prevenție. Și cu toate astea... Suntem mulți, puțin care o aplicăm. Da, de ce oare? Chiar și medicii. Nimeni, sunt foarte puțini medici care spun de cât e nevoie este de prevenție, dar toată lumea așteaptă ca cineva să facă. Să ia inițiativa. Da. Păi uite, vezi, acolo pleacă, când vorbim de prevenție, clar vorbim de screening, da? Și atunci a fost la un moment dat, pe vremea ministrului Nicolescu, pare mise, acea obligativitate a analizelor medicale. Și știu că dacă tu ți-aduci bine aminte, da. S-au făcut la nivel național, mai bine a fost. Așa, foarte bine. Așa cum a fost. Dar încă mai avem posibilitatea să o facem, numai că nu mai e obligatoriu. Păi, dar nu trebuie să devină obligatoriu, uite, ca și cu masca. De ce să mă obligi dacă eu consider că vreau să o port, o port. Nu trebuie pe mine să mă oblige nimeni. Eu mă duc și fac. Dar asta trebuie să intre în conștiința noastră umană. Analizele astea pe care tu le faci de rutină, sunt cele bune la ceva.
Și acum, slavă Domnului, sunt bilete de trimitere, nu trebuie să plătești, îți faci programare, deci se poate. Important e să vrei. Că, te rog. Asta voiam să zic, deci în emisiunea asta va o să asta conțină. Asta. Modalități, ancorarea oamenilor în niște mecanisme în care funcționează sistemul, o să le punem, medici care pot exact să orienteze. O să le punem la dispoziție celor care ne privesc, dacă ei nu știu, că multă lume întreabă, domnule, unde pot eu să-mi fac, unde mai sunt fonduri pentru analize, unde mai... Ei, o să facem și lucrul ăsta. Drepturi, obligații, atât ale pacienților cât și ale medicilor și viceversa. Cum facem cu abuzurile, pentru că tot se vorbește foarte mult și de o parte și de alta. Și cu malpraxisul, de ce nu? Sunt foarte multe lucruri pe care o să le dezbatem. Și poziționarea medicilor față de un malpraxis, pentru că trebuie să spunem că un sistem care nu are foarte bine structurată este greu pentru că oamenii ăștia de multe ori se chinuie. N-ai să poți acuza un om, un doctor care s-a răstit la tine și a fost răspuns în doi peri sau nu te-a ignorat. Da, și acum eu înțeleg pe foarte mulți sau pe majoritatea medicilor, nici asta nu este corect ce se întâmplă între pacient și medic. Una, două, dacă nu-i convine ceva pacientului, se simte lezate și poate n-are dreptate. Ba, cheamă presa, ba, cheamă televiziunea, ba, cheamă, deci iese așa. Dreptatea se face în public sau pe Facebook, dacă se poate să jignim pe medici nu e sau normal. Să jignim pacienții, am ajuns să ne comportăm într-un mod... Și adevărul e undeva la mijloc în toată problema asta și atunci mai bine stai și asculți ambele părți. Nu pot să dau dreptate niciunui astfel de pacient care face așa ceva cu un medic. Nu pot. Care sunt subiectele care de-a lungul timpului au prins cel mai bine? Dacă ar fi să faci așa o sinteză. Cele în care strict povesteam de diverse boli, da? Să zicem colonul, cu organismul nostru. Am încercat de-a lungul emisiunilor să luăm fiecare organ în parte, să spunem. De aparate. Ăsta face așa, ăsta face așa, ăsta face așa, ăsta poate să ducă la complicațiile alea, astea, la probabil alea. Probabil că în top conduc afecțiunile cele mai frecvent întâlnite. Foarte mult discutat despre cardiologie, deci medici cardiologi, prevenția bolilor cardiovasculare. Din păcate, suntem pe un loc fruntaș. Stai, că suntem bine de tot în Europa. Da. Asta facem. Dar nici nu facem controle. Vezi, asta e. Te întreb de ce foarte mulți tineri fac infarct, de ce accidentele acestea vasculare în rândul tinerilor, foarte mulți tineri. Deci asta cred că a fost un subiect care încă va mai rămâne de actualitate. Că eu totdeauna am zis, domnule, boli și bolnavi au fost și vor mai fi. Deci clar că subiecte pentru această emisiune vor exista. Aici ne pensionăm amândouă și se mai pensionează două generații. Și tot vor mai fi. De-aia zic că eu îndemn... Și abordarea aceluiași domeniu din perspective diferite înseamnă foarte mult. Ca subiect, multe subiecte generează. Da, uite, iarăși dau din casă. Și nu știu dacă am apucat să-ți spun ție lucrul ăsta, că îl știm amândouă pe doctorul Musta, pe Gil, da. Prietenul nostru Gil. În urmă cu 20 de ani, doctorul Musta Virgil făcea emisiunea aceasta pe care eu o fac astăzi la Analog. Dar se numea tot rețeta compensată? Nu se numea rețeta compensată. Dar ce vreau să-ți spun e că această emisiune eu am preluat-o de la doctorul Musta, de la Gili. Acum 20 de ani. Și de ce vreau să-ți spun lucrul ăsta? Ca să vezi, apropo de modul de abordare, cum abordează un medic din perspectiva lui, să fie moderator un medic la o emisiune de genul și cum abordează un jurnalist. E foarte mare diferență. Păi este și firesc să fie. Sunt două profesii diferite. Exact. Tu ca medic... tratezi, tu ca jurnalist informezi. Așa e. Și de-aia atunci cei de atunci s-au gândit că adevărul n-a că și Gili nu mai putea avea și el o mulțime pe cam mai o emisiune să ducă. Deja intrase în pâine și începuse... Și atunci... Începuse după aceea încărcătura aceea de profesională. Sigur. Spital, era altceva.
Dar s-a văzut oarecum diferența. Deci vezi modul de abordare. Da, pentru că în momentul în care ești jurnalist îți faci un scop din a informa, exact cum spuneam, și nu cuprinzi numai afecțiunea, ci cuprinzi și învățămintele sau concluziile pe lângă. Și să știe, Cori, că te întrerup acum, orice emisiune înseamnă documentare. Acum poate că lumea crede că vii, te-ai pus aici pe scaunul ăsta și te-ai făcut un pic la ochi, ți-ai făcut părul și gata, știi? Nu, eu chiar mă documentez și chiar îmi place și vreau să-ți spun că am învățat multe lucruri de-a lungul acestor ani doar prin documentare. Înțelegi? Că acum și vreau să spun că 90% din agenda telefonului meu într-adevăr sunt medici sau nu vreau să spun că dacă mi-aș fi deschis la un moment dat un business de intermedier medic-pacient, poate că eram undeva acum, aveam o afacere mare, pentru că lumea mă sună când e ceva, păi cine poate să știe ce mai mulți medici, era, hai să o sunăm, și primesc la telefoane cu lume cu care nu m-am văzut mult timp. Uite, am putea să facem și un top al medicilor recomandați decât chiar de pacienți. Da. Și să-i aducem să-i și cunoască din alte perspective oamenii. Da, numai iarăși trebuie să-ți spun ceva. Trebuie să și rezonez cu medicul respectiv. Poate mie, medicul respectiv mi-a făcut, nu că nu mi-a făcut bine, că toți vor să facă bine, dar mi-a picat mie așa bine pe suflet și m-a vindecat mai repede. Poate că ție, medicul pe care eu l-am avut, nu-ți place și atunci eu degeaba te trimit la el. Dar dacă e un profesionist, ai nevoie de el. Da, tot mai aud. Recomandați-mă, mă citesc pe Facebook, recomandați-mi cel mai bun medic endocrinolog din Timișoara sau cel mai bun chirurg din Timișoara. Păi și asta este o formulare care ne arată că nu știm să comunicăm. Cel mai bun poate fi pentru mine, dar nu și pentru tine. Noi nu știm să, dacă ar fi să traduci cel mai bun, cel mai bun e o noțiune, e simplă ca să nu intri în detalii, da, pentru că tu nu știi foarte multe despre acel domeniu. Și atunci tu nu știi ce să cauți. Da. Poate că aici ar trebui și ar fi secretul acestei emisiuni. Vom lucra și aici, că nu există cel mai bun, foarte bun, mai puțin bun. Dar știi, în spatele lui cel mai bun, de fapt, se ascunde acea necunoaștere, a ceea ce cauți, de fapt. Pentru că tu nu cauți, poți să cauți un pneumolog sau poți să cauți un endocrinolog sau poți să cauți un internist. Tu trebuie să cauți medicul care pentru o anumită simptomatologie, pentru o anumită suspiciune, o afectare, dar tu neștiind îl cauți pe cel mai bun care ar putea să facă minuni pentru ceea ce tu nu știi. Da, aici va trebui să lucrăm. Exact. Un pic. Aici vom lucra din nou. Și de fapt aici este aici despre asta vorbim, secretul emisiunilor și scopul lor de fapt. E tare mult mi-aș dori să vedem medici tineri alături de medici eu experimentați. Eu promit și mă străduiesc, sper să-mi dea voie sau să le dea voie. Ar fi curios să nu le dea voie pentru că de data aceasta cred că putem să sprijinim efortul și celor mai tineri să răzbată în lumea asta a oamenilor mari. La rândul lor, piața se diversifică, este normal să le faci locul și lor, până la urmă, să-i scopul. Și în egală măsură, așa cum în orice domeniu oamenii tineri trebuie încurajați. Pacienții, sau pe pacienți, sau, mă rog, potențial pacienți, că nu poți să le spui pacienți, că nu sunt toți pacienți. Cum îi așteptăm pe telespectatori cu idei, cu sugestii, cu soluții, așa așteptăm și pe medici. Deci poate să vină, cu deschidere față de noi, pentru că de ce nu trebuie să facem cunoscut ceea ce fac ei și la ce muncești. Acum că ai pomenit de proiecte, iarăși mă întorc. Am avut un mare noroc și încă îl avem, pentru că putem să accesăm aceste fonduri europene nerambursabile și să implementăm proiecte din care să ne alegem. Foarte multă aparatură s-a adus pe proiecte, extraordinar de multă aparatură, care vine tot în... Și cercetare și multă. Și cercetare, sigur că da, și asta vine tot în folosul pacienților. Că dacă e să discut din nou despre evoluția medicinei, păi da, chiar am evoluat. Cine s-a gândit în urmă cu câțiva ani că poți să vezi organele sau poți să vezi un făt din fază de embrion sau că câte și mai câte și atare meneu. Sau poți să diagnostichezi fătul aia în fază deja... intrauterină? Sau poți să-i faci intervenție, deci exact. Vin deja... Cine deci... și-ar fi închipuit că se va opera cu roboți? Deci robotica în zona medicală?
Da, zic, deci foarte mult, foarte mult ai nu mai vorbim despre proteze, despre foarte multe deja alte. Sunt lucruri depășite. Deci când mai vorbești de o... Sunt și situații în care se mai fac intervenții clasice, că asta cere protocolul. Medicina clasică nu o să dispară. Nu o să dispară. E baza. Dar când vorbeai de, eu știu, laser, laser, intervenții cu laser, acum intervenții cu roboțelul, nici nu mai tot te uiți la așa. Plus că au apărut foarte multe sub specializări. Da, ceea ce nu este ceea ce rău. Nu e, și nu e rău. Nu e rău. Au apărut de nișă. Nu acum am florit foarte mult medicina estetică. Este o poveste și trebuie să, probabil că o să o abordez dintr-o perspectivă sau din mai multe perspective și utile și când da, și cum și sigur. Oameni, o să se primească sfaturi. Și știi ce mai e de apreciat, pentru că faptul că mulți dintre medicii pe care îi avem caută și ei să se informeze și să meargă în rând cu medicina. Îi văd că merg la congrese, la tot felul de întâlniri, la simpozioane, la mese, pentru la tot. Esențial. Da. Nu poți să stai pe loc când medicina... Investesc foarte mult în asta pentru că au nevoie. Cum. N-ai cum, că dacă tu rămâi doar la nivel de citit și aici la tine în cabinet, când a fi să pui mâna pe un roboțel, te uiți la el ca la felul 5, n-ai cum. Plus și atunci ei se informează. Tot ceea ce este nou face parte și vine în sprijinul pacientului. Păi nu ăsta e scopul până la urmă. Da, exact. Asta e scopul. Și să știți că celor care ne privesc că vom avea și încă sunt în curs, eu astea vi le spun așa din culise, vom avea niște aparate de investigare, vom avea niște aparate de terapie pentru partea oncologică, vor fi multe lucruri, nu mai trebuie să ne deplasăm, să vă deplasați. Avem medici buni aici, haideți să îi folosim pe ai noștri înainte de toate. Și de ce nu e modul în care privim cu încredere și provocăm chiar sistemul să ne ajute și să se dezvolte, că până acum l-am așteptat să se dezvolte, dar cred că ar trebui să venim și noi să-l provocăm și să îi forțăm pe acești oameni să ne trateze așa cum așa se tratează cum se afară. Și cum, da, și cum ne pentru uităm că până de la urmă, asigurații din România plătesc aceleași plăți. Bani pentru, da, nu chiar aceleași, că dincolo sunt mult mai scumpe, dar nu contează. Bruma aia de asigurat, de bani pe care tu îi dai pe asigurare, pe, trebuie să beneficiezi după ea, nu doar că te dai un pat în spital. Cred că celălalt era de mulți ani. Cred că românul merita sau merită să vadă merită. Un spital în care să se simtă în siguranță. Și, bun, sunt situații în care, într-adevăr, anumite intervenții nu se pot face la noi. De aceea există și acel formular 112. Acolo iar este o problemă. O să vorbesc și despre asta cu invitații tăi? Da, o să vorbesc. Ce putem să facem afară, când păi alegem da, și ce? Nu numai, când și oamenii ăștia care apelează și care îl primesc, li se pune în brațe acel formular, el nu știu ce să facă cu el. Bun, ok, mi l-ai dat, încotro mă duc. Ce fac? Păi trece și programarea din Germania unde avea până te învârți în labirintul ăsta și de la un birou la altul te trimit și când e gata completat totul, constați că de fapt te duci degeaba. Și aici mai am zis, nu vreau conflict și să nu se supere pe mine cei care nu, că nu vizez pe nimeni, dar trebuie un pic să punem pe rol, să miște un pic și trebuie... Oare de ce ar trebui să se simtă cineva vizat într-un sistem în care cu toții știm că ne-am dorit foarte mult să meargă? Acum, lăsând interesele meschine sau mărunte ale fiecăruia sau individuale de grupuri, lăsând și politice. Astea, n-am făcut politică niciodată, nu-mi doresc, nu vreau. Și cu asta am zis tot. Na. Da, dar pe de altă parte... Trebuie să recunoaștem că totul este la mâna acestui politic. Politicul bun. Până când cineva din familia politicianului, Doamne ferește, are nevoie de un ajutor medical. Na, și ce faci? Și vezi că îl duci dincolo. Te duci afară, nu? Te duci afară. Da. Aș vrea să te întreb dacă în emisiunea Rețeta Compensată se va vorbi de mituri, se va face o analiză a tot ceea ce circulă dezinformare pe rețele. Fără discuție. Ce se mai vorbește? Acum nu se mai adevărat spune ce se mai vorbește. Da, ce se mai vorbește prin sat. Gura târgului. Da. Acum se va vorbi ce se vorbește? Pe net, pe Facebook, pe rețele de socializare. Exact. Sigur că da.
asta va fi iarăși, pentru că trebuie să, nu mai departe și acele reclame, nu vorbim de Facebook sau de internet, acolo e opțiune, ți le bagă la televizor, pune miluita, reclame la medicamente, mă rog, care sunt suplimente așa sau care sunt, apar de nebunești, nici într-o altă țară nu vezi atâtea. De exemplu, pe mine m-ar interesa din perspectiva telespectatorilor, oamenilor în general, să facă diferențe foarte clare între ceea ce înseamnă medicament și supliment. Dar medicamente n-ai voie, dar suplimente sunt toate care ți le. Gata, ai terminat cu prostata în 3 zile, dacă ai băut aia, te urca pe niște trepturi unde ți-a prins becurile, s-a prins și becul la tine în cap, nu mai ai prostată. Mă rog. Clar că vom discuta. Este mult de... Acum am dat un exemplu care mi-a venit mie, este mult de demontat la asta și dacă este, trebuie să vorbim de o deontologie reciprocă și din perspectiva jurnalistului, dar și din perspectiva medicului. Exact. Și asta toate sunt toate în beneficiul oamenilor. Acum vreau să văd cine mai vine la emisiune după emisiunea asta. Păi cum cine nu vine? Glumesc, sigur. Ba mai mult, emisiunea își propune să creeze portrete și să arate profesionalismul școlii medicilor noștri și cât de importantă și de bună este școala românească de medicină. Și să știi că nu o să-i lăsăm și nu o să uităm nici pe farmaciști, nici pe medici de familie, sunt nici pe biologii, nici pe radiologi, nici pe chimici, deci sunt foarte mulți, pentru că fiecare are rolul lui. Să nu uităm stomatologii. Nu, neapărat. Nu, dentiștii, sigur, dentiștii, da, cum se spunea, și mai sunt și dentiști. Și fiecare are rolul lui și specializările acestea cu terapii complementare, pentru că ele există, sunt oameni care au specializări sau în homeopatie sau spunem că dincolo se studiază ca materie în facultate, la facultate de medicină. Da, aici nu. Cred că e un segment. A apărut și aici ceva legat de terapiile complementare, pentru că ele sunt. Și ce m-a bucurat pe mine în ultimii ani, că am văzut că medicina alopată a început să-și dea mâna cu medicina tradițională. Ceea ce trebuia să facă de la început, pentru că medicina tradițională se trage dintr-o medicină veche de peste 2 ani. Da, Corida, vezi că orgolile de multe ori sunt foarte mari și atunci cum pot eu să-l prescriu, să-l trimit la... Tot o lipsă de cunoaștere și o lipsă de informare și de educație în acest segment, inclusiv al celor care apreciază lucrurile astea. Și asta m-a bucurat când am auzit medici și alopați și cei care practică medicina tradițională că au început să se înțeleagă. Spunem că nu vorbim despre exagerări și că nu se va vorbi despre lucruri care sunt într-o zonă gri sau mai puțin sigură. Adică oamenii trebuie să privească cu încredere, pentru că emisiunea este un garant. Asta este. Cealaltă pentru parte sănătate. O faci tu dacă e. Dar cealaltă te ocupi tu fără nicio problemă. Aici ne împărțim. Eu chiar nu cred și nu mi-aduc aminte ca în asemenea emisiune să fie adus undeva un conflict. Pentru că clar, un conflict nu poate să fie doar de o singură parte. Există două părți. Atunci trebuie să iei pe amândoi, cum spuneam, adevărul undeva la mijloc. Nu vreau așa ceva. Emisiunea mea e frumoasă. Și utilă. Și utile. Bine, toate sunt utile. Dar bun, dar emisiunea mea e altfel. Zic, eu vreau să meargă aici vine la... să informeze glumesc, și să ajute. Nu, da. Asta e. Dar să știi că am ajuns la finalul... Atât de mult am vorbit. Da, atât de mult am vorbit, atât de mult te-ai dezvăluit. Și dacă vrei, transmite-le un mesaj, pentru că eu îndemn pe oameni să te urmărească în fiecare miercuri de la ora 19. Aici o să fim. Dar să ne scrie. Păi da, să ne scrie. Să-ți sugereze. O să fie afișată în permanență. E pe YouTube, da, e pe Facebook, să scrie pe adresa ta, să scrie pe adresa Cube-ului, să propună subiecte. Fără nicio problemă. Și și pe Facebook poate să caute fiecare sau cine dorește și să sugereze pentru rețeta compensată subiectul. Poate la un moment dat găsim și formula. Poate oamenii au fost obișnuiți cu emisiunile live, adică live la modul că ei puteau să intre în direct în ce noi eram în platou. A fost bine și n-a fost bine, Cori, lucrul ăsta. Știi de ce? Pentru că, într-adevăr, având posibilitatea, oamenii
s-au dezlănțuit și aveai un telefon care dura probabil câte 10 minute, că nu mai știa că ți era și jenă să, na, cum să oprești omul. Fura dezvoltarea subiectului da, pentru ceilalți. Da, și atunci ceilalți deja se pierdeau și am spus că cred că e mai bună varianta asta și probabil că vom găsi o posibilitate chiar de a înregistra aceste mesaje dar ale oamenilor. Dar pot să trimită și ulterior să li se răspundă. Sigur. Se va răspunde chiar în emisiunea, ne putem citi, uite, pe subiectul cu tare, domnul cu tare, da, că noi oricum încercăm să promovăm emisiunile. Uite, de exemplu, dacă este să vorbim acum de prima emisiune la Cube, rețeta compensată. Da, prima emisiune la Cube, rețeta compensată, am spus-o și în emisiune am să spun, vrem, nu vrem, o să vorbim, asta este, războiul e la un pas distanță, dar nu ne înspăimântă. Eu nu asta am vrut și nu doresc ca prin această prima emisiune să, acum, gata. Dar e de actualitate, pe de altă parte. Este, dar, cum să zic, orice trebuie să ne găsească pregătiți cât de cât, adică să avem un mental pregătit, nu înseamnă că trebuie să se întâmple. Dar hai să ascultăm pe cei care sunt direct implicați. În speță ISU, în speță vorbim urgențele. Vorbim de urgențe și cum reacționăm exact, în fața exact. Catastrofelor și situațiilor dar extreme. Dar să nu dăm prea mult din casă acum de data asta, pentru că mâine emisiunea de la da, ora 19, adică mâine miercuri și așteptăm. Și vă aștept și în continuare și, repet, cu sugestii, cu întrebări, cu tot ce considerați de cuvință, noi suntem aici și mulțumesc încerc. Că acela cu dracori. La... Dar repede a trecut, parcă aș mai cred fi mai vrut. Putea. Parcă aș păi mai cred că fi vrut. O să poți o faci în fiecare miercuri la rețeta compensată, să le mai spui oamenilor una alta și sigur vor descoperi în tine, vor redescoperi și vor regăsi acel partener de încredere cărora pot să le adreseze și întrebări sau să ceară să întindă o mână pentru a fi sprijiniți. Știi de ce? Lasă-mă mai puțin. Da! Te rog, mă fac și eu ca Florin Piersic. Dar știi de ce am vorbit așa de mult? Pentru că eu, de regulă, în momentul în care sunt pe post de moderator, eu las invitații mei. Am întâlnit situații, le-am mai văzut pe sticle așa, tole, dar nu mai tace, mai vreau să-l ascult eu pe invitat, nu să o ascult pe moderatoare sau el care o fi fost. Și atunci eu nu mă adresez întrebarea și tac. Și las să-și spună ce au de spus și acum am mai avut orientez câteodată. Acum am avut ocazia să mă desfășor și eu și îți mulțumesc. Nu, pentru că te-am și provocat, și am vrut să te descopere oamenii și să descopere frumusețea și modul altruist în care îți desfășori și meseria. Păi dacă nu poți să faci bine, de ce să faci rău? Da, așa că hai să facem bine. Gândim la fel aici și sper că și dumneavoastră, publicul nostru, vă mulțumim și vă dorim să vă fie bine.